agricultor bun devii prin muncă practică și experiența acumulată în timp. Un exemplu în acest sens este povestea gospodarului din satul Greblești, Petru Caracaș, specialist în ramura agricolă. Bărbatul și-a început activitatea în calitate de agronom șef în localitatea sa, iar pe parcursul timpului a inițiat o afacere în domeniu care se ocupă de cultivarea și comercializarea producției agricole. Mai multe informații despre ce presupune o activitate agricolă aflăm de la Petru Caracaș. În agricultură lucrez de foarte mult timp, dacă să cotim că am absolvit Universitatea Agrară în 1983. De atunci n-am mai lucrat în altă ramură. Toată această perioadă lungă de peste 36 de ani acum am lucrat în agricultură, adică avem o experiență bogată în acest domeniu. Am format o societate de răspundere limitată, unde am luat în arendă terenurile de la Cotașa din satul Greblești, Recea și Drăgușeni. Gospodăria noastră este formată pe terenuri a trei primării. Avem o suprafață, la moment lucrăm o suprafață de peste 600 de hectare de câmpuri arabile, cu unii creștem culturi de câmp ca grâul, porumbul, floarea soarelui, orzul de toamnă, orzul de primăvară. Pe o suprafață mai mică creștem și legume. Plus la aceasta avem livada pe o suprafață de 50 de hectare, livada care am primit-o încă de la fosta gospodărie și am plantat livadă nouă din mieri pe o suprafață de 24 de hectare. Gospodăria noastră activează de peste 20 de ani, după ce a fost privatizarea, s-a petrecut în Republica Moldova, am format o gospodărie nouă, am un colectiv de vreo 12 mecanizatori, fondatori suntem trei, mai am Chircu Grigori ca partener de afacere și Manolache Vasile. Unul lucrează ca agronom, câmp, a doilea lucrează în brigada de tractoare. Dezvoltarea agriculturii este influențată în mare parte de factorii naturali, ne spune fermierul. Clima are un rol esențial, ea condiționează răspândirea și structura culturilor agricole prin regimul temperaturii, umezelii și aluminii. Agricultura este o chestiune care depinde de natură. Putem spune și 90%, restul trebuie să le punem capacitățile noastre și cunoștințele. După cum vedem, chiar anul acesta s-a început un an foarte nefavorabil. S-a început cu aceea, practic, noi de jumătate de ani nu avem ploi esențiale. Și nu putem prognoza ce profit o să avem, dar totuși lucrăm. Sunt și ani buni, sunt ani buni că putem recupera cheltuielile din urmă și putem ține piept greutăților care sunt. Primul avantaj al să cot că ne ocupăm cu o afacere care ne aduce plăcere, în primul rând, de la ceea ce facem. A doua, e clar că ne stăruim să facem și venituri. Dezavantajele în agricultură le putem să cotie aceea că la ziua de azi nu avem aceea tehnică care ne dorim. Creditele încă, cu toate că s-au hotărât multe întrebările astea, sunt costisitoare. Asigurarea unei recolte cât mai ridicate de la an la an depinde foarte mult și de tehnica utilizată în agricultură. Neavând o tehnică performantă, la ziua de azi cred că nu trebuie să te apuci de agricultură. Ținând cont că resursurile umane la noi au scăzut, dacă mi-aduc aminte, la o suprafață care avem azi, lucram înainte peste 100 de persoane, azi cu 10-12 mecanizatori facem tot acele lucrări și cred că le facem la mai bine. În primul rând, de aceea că tehnica e mai performantă, s-a schimbat calitatea lucrurilor.
cu realizarea producției nu este probleme la culturile cerealiere, realizarea este. Alt problemă e mare, poate că nu sunt prețurile care ni le dorim și câteodată vindem și sub semicost, că depinde. Noi nu putem ieși până când să vindem în afara țării, vindem la intermediari și de aici ceea ce este se simte asupra dezvoltării. Ne găsim pe un câmp semănat cu grâu din toamna anului 2019. S-a semănat în uscat, în condiții grele. Am făcut lucrările necesare care s-au convenit la moment și socotim că starea grâului după condițiile care au fost e satisfăcătoare. În primul rând, solul are o umiditate foarte, foarte puțină, tot arătura s-a făcut pe uscat, semănatul s-a petrecut pe uscat. Am avut noroc de câteva, așa, câte o rouă cădeșă și-a încolțit grâul. Acest câmp are o suprafață de 60 de hectare, semănate două sorturi de grâu aduse de la Ucraina, care rezistă la secetă și în condițiile noastre dau roade mai bune ca sorturile străine. Aici ne găsim pe un câmp cu o suprafață de 56 de hectare, pe care va fi plantat porumb. La moment facem o lucrare foarte importantă, reținerea umidității în sol, ceea ce la noi e deficit mare, și a doua îndreptăm solul pentru a-l găti pentru semănat. Odată cu încălzirea vremii, lucrările de primăvară au pornit și în livada de meri. Aici pomii deja au fost curățiți. Acum sfârmițează creanga și merge discuitul între rânduri. Anul acesta se arată că este roadă de ajuns. În toamnă am introdus pe acest teren, s-au introdus îngrășăminte. Sperăm că de la livadă să avem profit bun. Unii au fost răni mai mari de la curățare, le dăm cu soluții de var, să nu între bolile și microbii acolo. Uchiurile de roadă arată că s-a depus o roadă bună pentru anul acesta, au fost condiții, n-a fost îngheț și roada se arată bună. Producția agricolă este păstrată în depozite frigorifice. Aici găsim atât fructe cât și legume. Ne găsim în frigiderul de păstrare a fructelor, în camera pentru păstrarea merilor, cu o capacitate de 220 de tone. La moment, producția e realizată numai la 20%, restul încă așteaptă cumpărătorii. Merile de roada anului 2019 care au fost depozitate și pentru a se vinde pe parcursul anului iernii 2020. Comercializăm și piața locală, așteptăm exportatorii pentru a cumpăra această producție de a o duce în Rusia, eu știu, unii se mai vindează. Anii trecuți am exportat Belorusia, Rusia. Avem împrejur de 170 de tone de mere de realizat. Avem așa soiuri ca Simirenco, Idared, Golden Delicious, Florina. Avem o livadă de 24 de hectare plantată de vreo 8 ani. În cazul de față aici păstrăm varză în cantitate de 140 de tone.
Varza la moment se păstrează foarte bine. Cred că o să începem realizarea peste o lună jumătate, când a fi și preț poate mai bun și vânzările ori fi mai mari. Este o varză de hibrid vestre care se păstrează până la 4-5 luni. După cum vedeți, după 3 luni de păstrare, starea este ideală. La moment, prețul de comercializare a verzei între 3,50 lei, 4 lei. În felul acesta, Petru Caracaș ne-a prezentat activitatea sa de zi cu zi. Împreună cu un colectiv de 12 mecanizatori și 5 lucrători, reușesc să facă lucrările necesare pentru fiecare perioadă a anului. Mai mult, ei speră că anul 2020 să fie unul roditor și să obțină un profit bun.